Bună ziua, stimate și stimați invitați, dragi elevi! Bine ați venit astăzi la Biblioteca Bucovinei, la un moment care putem să-i spunem că e de sărbătoare. Chiar dacă contextul geopolitic din zona noastră mai largă, din arealul mai larg, și mă refer aici în special la partea de Ucraina, care, din păcate, este efectiv zonă de conflict militar, datorită invaziei Rusiei. Totuși, astăzi avem bucuria de a-l avea invitat, am reușit acest lucru, după îndelungi strădanii, pe un om care, nu numai că a trecut prin multe prin viață, dar a și făcut multe pentru ceea ce înseamnă conștiința de neam în partea de nord a Bucovinei. Și mă refer aici la domnul profesor dr. Ilie Popescu, pe care vă rog să-l aplaudăm. La o vârstă venerabilă, să spunem că este cumva așa, cu puțin, ca să nu devolăm chiar totul, dar totuși peste 8 decenii de viață, din care o parte, din păcate, a trebuit să cunoască tot ceea ce a însemnat, am putea spune, și greutăți și atrocități din vremea bolșevismului, dar despre aceste lucruri n-am să vă vorbesc eu, ci cred că ne va povesti chiar domnia sa. Însă, înainte de a da cuvântul celei care l-a însoțit și care a făcut posibil acest moment, și anume doamna profesor Eleonora Schipor, am să mulțumesc și colaboratorilor noștri constanți, și mă refer aici la Colegiul Național Mihai Eminescu din Suceava, cu un grup de adolescente și adolescenți, pe care, după cum îi puteți vedea în sală, știu să ducă mai departe tot ceea ce a însemnat și înseamnă, la nivelul zonei noastre, domeniul pedagogiei. Iată că astăzi sunt alături de un simbol românesc din nordul Bucovinei, repet, domnul Ilie Popescu. În continuare am să rog pe doamna Eleonora Schipor să ne prezinte câteva lucruri din biografia domnului Ilie Popescu, pentru ca ulterior, bineînțeles, să se înțelege de la sine, să dăm cezarului ce al cezarului și să-i dăm cuvântul domnului Ilie Popescu. Oricum, încă o dată, mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți astăzi aici, la Biblioteca Bucovinei. Doamna Eleonora, vă rog. Bună ziua și bine v-am găsit, bine m-am regăsit, deși speram că puteam să vă găsim în niște timpuri mai bune, vedeți, s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat, dar oricum ne bucurăm că am putut, cum spunea domnul director, domnul Gabriel Cărăbuș, după multe tratative, încă de luna mai, mi se pare că vorbeam despre această întâlnire cu domnul Ilie Popescu, iată că în septembrie, în acest sfârșit de septembrie, cam ploios pentru noi acolo în regiunea Cernăuți, dar totuși am reușit să ajungem la dumneavoastră și am reușit astăzi să trecem prin frontiere, prin vami, prin totul ceea ce am trecut, dar am ajuns împreună cu octogenarul nostru, mai bine zis are, cred că nu mai ascundem, are 83 de ani trecuți, care a făcut la 15 iulie, omul care a trecut prin multe, care așa de frumos ați spus dumneavoastră aici la Suceava în afiș, un simbol al nordului Bucovinei prin ceea ce a făcut pentru noi. Pentru ca tânăra generație să-l cunoască mai bine, vreau să vă spun că Ilie Grijincu Popescu vine dintr-o comună românească, Pătrăuții de Jos, de pe Valea Siretului. Acolo a văzut lumina zilei, într-o familie numeroasă, care împreună cu familia sa și mai bine zis cu mama, fiindcă tatăl, pentru că a vrut să treacă în 1941, la 1 aprilie, la Fântâna Albă, a vrut să treacă cu alți sute de români, mii de români de pe Valea Siretului încoace, a fost luat, a fost dus, a fost împușcat mai târziu, iar familia cu 9 copii au fost deportați și duși tocmai în Kazahstan. Dumnezeu să vă povestească mai detailat despre lucrurile acestea, a fost omul care nu a avut parte de copilărie, cu părere de rău, copilăria a trecut acolo, în Kazahstan, dar a avut marea fericire, după multe peripeții, o să vă spună cum au scris scrisoare lui Stalin atunci,
cum au fost, vă să zic, repatriați, cum au fugit prin gări, cum au reușit să ajungă înapoi la Pătrăuții de Jos. Iar din familia lui, dumnealui a reușit și să facă studii, ba mai mult decât atât, a făcut școală, a făcut studii și a ajuns profesor universitar, a făcut doctoratul și timp de 44 de ani a lucrat la Universitatea de Stat, acum Națională din Cernăuți, a scris sute de lucrări științifice și nu de mult, practic, înainte de a veni cu câteva zile, a spus cea de-a 33-a carte. Mi-a spus într-unul din convorbirile noastre telefonice că și-a dorit să scoată cea de-a 33-a carte, Mântuitorul, tot a trăit, așa cum mi-ați spus dumneavoastră, 33 de ani pe pământ. Dă, Doamne, să mai poată scoate, să mai poată face, dar în afară de cărțile, de lucrările științifice, de mai mulți ani conduce Societatea Regională Golgota și au ridicat împreună, va să zică, cu noi cei care i-am ajutat, ori dumnealui a dorit atunci ca eu să devin vicepreședintă și aici mai am două doamne, două bibliotecare de la Pătrăuții de Jos, care de asemenea sunt membre acestei organizații, este vorba de doamna Maria Știfurea, bibliotecara șefă a bibliotecii din Pătrăuții de Jos și doamna Elena Pliuț, de asemenea bibliotecar, lucrător cultural, care i-au fost totdeauna alături și mai sunt câțiva acolo la Pătrăuții de Jos, o echipă care întotdeauna îi suntem alături. Vă spuneam că au ridicat monumente, au ridicat cruci comemorative prin satele noastre bucovinene, a scris 10 de articole în ziarele noastre, participă și este membru a diferitor organizații, a diferitor întruniri. Astăzi noi plecăm spre Pitești, fiindcă mâine acolo începe conferința mea în memoria tuturor celor care au avut de suferit. Vom merge de acum numai noi, dumnealui se va întoarce, vârsta nu-i mai permite, de două ori am fost până la pandemie împreună cu dânsul și acolo la acea conferință la Pitești. Am fost și la alte organizații, conferințe, simpozioane, atât aici în România, cât și în alte părți, dar la vârsta lui înaintată ne bucurăm că am ajuns până aici, toate greutățile și-au pus totuși amprenta pe viața lui, suferă și de diabet și nu vom putea acum atât de ceva să zică să-l ducem prea mult, dacă aveam așa posibilități ca să-l ducem cu mașini, dar la noi situația e alta, trebuie să plecăm cu trenuri, cu autocare și așa mai departe. Dar mesajul lui și cartea vom duce, bineînțeles, acolo la Pitești și vom duce și în alte părți și ne bucurăm. Domnul Ilie Popescu, că este al nostru, că este primul cetățean de onoare al satului Pătrăuții de Jos, eu fiind a cincilea, deci sunt patru domni înaintea mea, și eu ca scriitoare și ca profesoară fiind a cincilea și vreau să vă spun că când am plinit vârsta de 75 de ani, eu am scos de sub tipar cartea Ilie Popescu, omul, savantul, patriotul, la 75 de ani. Iată, asta a fost cam cu vreo 8 ani în urmă, acum având 83 de ani trecuți, să dea Dumnezeu să ajungă mulți ani înainte, să fie printre noi, așa cum a făcut până acum multă activitate, vedeți, 33 de cărți, cea de-a 33-a v-a adus-o astăzi în dar aici și o să vă primească oamenii de cultură și cei care sunt prezenți la această întâlnire. Eu vreau să vă mulțumesc, dragii noștri, că sunteți prezenți, să mulțumesc copiilor care au venit aici și care, așa ca toți copiii din lume, poate se gândesc acum la altceva, că eu sunt profesoară școlară cu un stagiu aproape de 40 de ani și știu cum stau copiii la asemenea întâlniri, dar în orice caz, dacă 10% din ceea ce noi facem astăzi o să se vorbească azi, o să vă rămână, o să țineți minte că ați fost într-o zi de la finele lui septembrie la o întâlnire cu Ilie Grijincu Popescu din Comuna Pătrăuții de Jos și pe care acum, cu permisiunea dumneavoastră, eu aș vrea să-l invit aici, el o să vorbească singur, o să vă povestească singur despre viața lui, despre ceea cum a trecut, cum a parcurs, ce a făcut, cum a fost, nu știu dacă va putea sta aici în picioare, poate mai bine să stea pe loc acolo, o să-i fie mai ușor. Eu vreau să vă mulțumesc și să vă doresc pace și sănătate. Noi cândva copii, doamnele știu de acolo, când eram noi copii, aveam în abecedare, dar este și acum poezia lui Grigore Vieru, Mulțumim pentru pace. Să știți că abia acum ne-am dat seama cât de importanță are pacea pe pământ. Mulțumim! Mulțumim, doamna Eleonora Schipor, doamna profesor, un colaborator constant al nostru și un prieten al nostru, mai ales când trecem și noi dincolo în Cernăuți, în regiunea Cernăuți, la prietenii noștri din nordul Bucovinei. În continuare, așa cum spuneam, pentru voi, în special pentru cei din generația tânără,
Dacă uneori lucrurile, și la îndrăznesc să mă încadrez și eu pe aici, dacă uneori ni se par că lucrurile sunt poate dificile, dacă ni se pare că trenează prea mult și că am vrea ca lucrurile să se întâmple cu o viteză, cu o rapiditate mult mai mare, haideți să ne gândim la cât a pătimit, nu numai Ilie Popescu, ci atâtea și atâtea mii de români și de alte etnii în acea perioadă și cum au avut puterea, iată, să meargă mai departe, să facă în așa fel încât să își clădească o educație și o carieră extraordinare și iată, la o vârstă înaintată, totuși să se gândească la semenii lor, la cei din generațiile mai tinere, cum suntem noi. Domnul Popescu, vă rog. Puteți. Stați pe loc. E mai... Așa, unde? Onorată asistență. E foarte greu să vorbești respectivitatea și pe de altă parte chiar nici nu-i frumos să te lauzi. Iată, și nu trebuie să spune, să vă lau de altcineva. Într-adevăr, m-am născut într-o familie de mulți copii. Am fost 7 frați și 2 surori. Acum, în satul Pătrăuț, a rămas în viață, care a fost deportată cu o neagră străinătate, sora, Aurora. Are 90, peste 90 de ani. Noi suntem o familie care trăie mult și trebuie să muncim mult și să facem mult pentru neamul nostru. Și înainte de a-mi folosi pe scurt, să folosesc pe scurt viața și activitatea mea, așa și științifică, academică, și vreau să înmâniez un cadou de est din partea mea personală și a societății Golgota, victimă ale regimului de teroare comunistă, de tristă amintire, așa, și începe cu domnul director. Am hotărât să mânez această diplomă de excelență, pentru că nu are multă, păi hai, a fost, așa, se acordă domnului Gabriel Grăbuș, doctor științe istorice, director, manager a Bibliotecii Zbirea din Suceava, pentru contribuția adusă la integritatea culturală și spirituală românească, prin donații de carte, organizarea conferințelor, întâlnirile cu liderii societăților culturologice și alți patrioți români, din acest ținut mioritic, prodigioasă activitate ușească. Societatea Regională Golgota, victimele represiunilor regimului totalitar sovietic, de tristă amintire, și președintele ei vă dorește multă, multă sănătate, că mai scumpă decât toate, pace în țară și în lumea întreagă, fericire în familie și în viața, materializarea tuturor gândurilor dumneavoastră, la anul și la mulți ani. Mulțumesc mult! Această diplomă, practic, îmi revine nu doar mie, ci tuturor colegilor din Biblioteca Bucovinei. Revine acestei instituții care întotdeauna încearcă să facă pe cât posibil poate să ajute și să fie în sprijinul prietenilor noștri din nordul Bucovinei. Vă mulțumesc încă o dată! Asta nu-i tot. Mai avem noi încă o icoană. Deci Iisus Hristos cu pruncul și ultima carte care a văzut lumina tiparului, omul, un miracol al miracolului. Asta e partea a doua. Partea întâia poartă un caracter mai mult filosofic și religios. Iată. Și iată această carte, o mânez, așa mai departe, deci mai am eu aici o surpriză, cum s-ar spune așa, și vorba de Alice Niculică. Unde este? Așa. Deci așa. Se acordă frumoasei, Doamne. Eu vă spun că... Și 84 de ani, nu se
Eu minunesc frumoase, duioase și drăgustoase. Și cred că nu greșesc. Spun un mare adevăr. Nu descoperă America o bicicletă. Spun un mare adevăr. Așa. Se acordă frumoasă, așa am spus. Alice, bibliograf, da? Corect? Așa. Doctor, cam laude în științe istorice, pentru susținerea și promovarea spiritului românesc în nordul Bucovinii, precum și prin participare activă la manifestările culturale organizate în Senut, publicarea personalității Bucovinii în Enciclopedia Bucovinii, prodigioasă activitate obștească. Societatea Curgotă vă dorește sănătate și așa mai departe. Ei, și vă dorește bun ca să, așa, în același timp, să vă păstrați frumusețea, bunătatea. O spun asta cu gingășii, ca să prinde la inima de voastră. Bunătatea. Și să perfecționați talentul bibliografic. Pace în țară, în numele la anul și la mulți ani. Și domnul direct și matare, mulți ani și la pensii sau... mulți bani. Mai mulți bani. Da, e mulțumim. Și carte. Eu cred că cu asta încep. Vorbiți, așezați că vorbiți despre... Da, hai să mă așez, că mă scuzați, da? Vorbiți că scurteți. Da, bun. M-am născut 39 și avem acolo cifra 3 și 9. Cifre fericite, dar n-am fost chiar așa de fericite în viață. Și la 4 anișori am avut o boală grea și greu m-a vindicat și în față de brațul meu, mă le puteți mai slabuți, dar am altă putere și har de sus. Iată. Am terminat școala medie în satul, asta școala de 7 ani în sat, că erau de 7 ani, pe aceea la un sat, la o departare, cam câți kilometri? Trebuie să fie vreo 10 kilometri, da? Așa. Și, absolvență, deci promoția noastră a fost de 39 de oameni și numai eu am reușit să continui studiile, adică să termin 10 clasă, că așa era o dată. Ei, și întrucât am fost deportați în 46, pentru tatăl s-a spus lucrul acesta, iată, că a trădat patria și eu tot întreb, care patrie, mă? Eu am o patrie în România și m-am plăcut cu o patrie, eu pe aceea nu o recunosc, dar treceam în inimă. Și iată când am ajuns astăzi, și nu odată, la frontieră și am trecut sârmă ghimbată, mi-a spus în gândul meu, România, România, azi pentru mine e mare bucurie și o grea, tristă nostalgie. Adică trebuie să plec din patria mea să mă duc în altă țară. Dar ce să faci? Așa e istoria, așa e destinul și așa e venit. Ia, da. Și ne-au luat, ne-au eliberat, să vă spun sincer, într-adevăr, ne-au eliberat. Dar de ce? Ne-au luat pământul, ne-au eliberat de pământ, de inventarul agricol și cei mai de preț au fost în casă și plângă casă. Da? Și-a rămas cu 50 de are de pământ, așa. Noi am avut 9 hectare de pământ, 2 de păduri, tată și cu mamă. S-a stăruit că nu eram mult copii, să ne facă casă, din lemnul cumpărat. Ne-au luat totul. Și încă cu alt peste poveste. Încă și ne-au deportat. Ne-au arestat noaptea. Și vă spun, mama ce-a făcut. Se ruga și plângea noapte, pe la orele 3. Nu mă ridicați noapte. Așteptați ziua. Și unul din căcăbiștii, striboși, pe aceia care s-au vândut regimului, a spus, ce cu femeia asta? Din ecaz, probabil că voi ăștia iurea, nu e adevărat. Eu am întrebat mama, să spui, de ce te rugai să nu te deportezi noaptea? Și ea mi-a spus, măi, Iuță, măi, eu să explic de ce. Noi suntem satul nostru pe frontieră. Și agenților avea să spună, familia asta a fugit noaptea cu toată familia, noi nu știm, ce aveți să plecăm? Să vadă satul, cum noi în mașină, pasâți de gardieri automatele, când îi scoate, ei nu au fugit noi. Uitați-vă ce înțelepciune mare. Da. Și așa a fost.
pe la ore 11 ani în mașina cea neagră, așa, ne-au dus în neagră sănătate și în închisori, în celulele comunizii, în Cernăuți, Harkov și Lvov, acolo ne hrăneam cu pâine neagră și nu era dospit, era cleoasă, nici nu putea mânca, așa. Treceau pe lângă, pe coridor, pe lângă celula noastră și era o ferestruie mică și uitau să deschidă și să ne dea. Și au fost judecați, încă un paradox al regimului, au fost judecați numai 3 din 9 ori. Tata, mort. Așa, condamnat la moarte prin împușcare. Ionica, Todorica și mama, au fost, noi și restul copiii n-am fost judecați. Vă dați seama. Și când ne merit în celulele comuniste, acolo ne dădea mâncarea aceea de a celor judecați, cum spuneam noi, Turiem și așa, iată, ne dădea și se numea balandă. Și avea atâtea calorii că ne ajuta numai pe câteva ore. Și treceau și uitau din noi. Noi băteam, noi, și ne rugam, dați și nouă măcar un polonic din balandă. După listă străgau ei, dar veneau, erau și femeile, când odiună femeile și vine să conducă și țările în lume, că ele nu știu că numai cu inima, asta cu capăt, dar și cu inima, și e lucru mare. În America a fost o mare scriitoare, care era și orbă și mai departe, și-a întrebat, cum descrie ta natura, dar nu vezi? Voi aveți de voi și nu vedeți nimic, dar eu cu inima văd natura mai bine decât voi. Chele se chema în America, că era evreică, că era nemțoacă, eu nu știu lucrurile acestea, iată. Și treceau așa, și în tren, și să vedeți ce. Mama ne povestea nouă, pasajul treci din Biblie, ca noi să adormim flămânți cum erau, adormeam. Mi-a plăcut povestea, drag, fratele meu mare, ne povestea despre făt frumos, eu mă gândeam, măi, de-ar veni făt frumos să-mi scape de balaurile ăsta, de care eu nu știam că era Stalin, că era un copil de 7 ani. Dar balaur, omule. Și mama niciodată n-a spus, comuniști și nu e blasfemat nimic. Oamenii aceștia răi ne duc și nu știu unde. Ne-am pomenit în Kazahstan, în ianuarie, pe un jert cumplit, a nimerit. Ne-am aruncat pe un măr și noi am văzut un bordei, ne-am văzut acolo. Geamul era pe pereți, erau și pereți, că era bordei. Problema numărul din era să facem o leacă de foc, să ne țăm. Și când noi ne duceam pe noi încolo, m-am observat că era un cimitir, cu cruce de acum, pe jumătate de pudră, și le-a luat în spate cu Ionica. Și nu era frica de Dumnezeu, cu Dumnezeu înțeles și s-a împăcat cu Dumnezeu. Să nu ne consideri pe noi aduși acolo, deportați, suntem anticriști, că nu suntem creștini. Doamne, iartă-mă copiii, dacă n-aduc eu lemnile ce-și nu fac foc, copiii în gheață, s-a terminat cu viața noastră. Și va trebui să cinem cu punctul. Noaptea, deci era spre sară. Și cădea, și Ionica zice, mamă, nu cădea, ca frații noștri așteaptă că-s gata. Și s-au împăcat. Dar ne temem de oameni să nu observi lucrul acesta. Dumnezeu înțeles. Și vă spun că au venit și noi, am auzit cum ei au dat de pe spate, în o gradă și eu, nu era o gradă, în fața ușii și ea, adică, păi, așa. Și noi atunci ne-am bucurat foarte mult și am... Cea mai grea problemă a fost că Aurel sau Drăgușul, unul din ei, nu mai țin eu minte, a luat în buzunar o cutie de chibrituri și nu se aprindea focul. Și noi stăteam, Doamne, fă o minune. Și a rămas un singur băț, un singur de chibrituri. Și dacă acela nu se aprindea, noi ne stingeam pe veci. Toată familia. Și la un moment dat s-a aprins focul. Despre asta am vorbit la Pătoșani, la Mircea Iordache și am publicat în țară, viața, asta cum se cheamă, revista și Țara Fagilor. Nu, asta e în altă. În fine, și a fost o minune, s-a prins focul și a început să topească pereții, a început să cadă și îmi cădea mie aici, da? Mânca piele, din spalat și spalat. Dar în fine,
Așa. Și a fost... Am uitat de foame de toate. Așa. Ei, am luat cu cerșitul, am strâns pișe cu fratele Petrică. Și încă a fost pentru mine personal, iarăși. Ne-am dus, ne-am făcut mamă și sărcășoară, așa. Și când am ieșit acolo pe câmpul cea să trângem, am strâns noi în sărcășoară, așa. Și eu și el, eu de slab, am căzut. Și Petrică mergea, vinea acasă din deșertul cel din pustinitatea și nu s-a uitat că eu nu sunt spatele lui. Și eu strigam, Petrică, oprește, ia-mă în brață că-s gata. Numai nu și-a mergea și gata. Și eu mă uitam, uite, gata, vine șacale, vin lupi, mă mânecă și se termină. La un moment dat am dat scapul, când m-a văzut jos, m-a luat în brață, mă încărcă. Și când mergea să-mi pritecea și să cadă și eu zic, Aurel, lasă-mă că nu duc și mai acasă. Că nu, și el era gata. Și am venit acasă, am făcut. Și era acolo o fabrică de prelucrare produsă la tate, am găsit noi niște conserve cu eu, cu Mircea, cu Costică. Și mergeam la poartă acolo. Și unii fugurea ca pe niște câini. Dar unii îmi zice, bă, ai venit mai copii în coasă, limba, vorbea rusești și așa v-am înțelegeam. Mai a trecut etapa aceasta, ne-au eliberat și când am venit acasă, prima dată, vă spun sincer, pe mine special mă așteptau conducerea satului, comuniștii, primarul, brigadierii. Dar știți care a fost cauza? Înainte de armată, m-am avut un intern de păpșuri, plumb. Și nu, m-a luat, măi, eu zic, uite, băi, sprășești, chestii, clasa, zici, de mă, pe armată, armată. Și vedeam ce face brigadierul, și părușca celălalt, știi? Îi bătea cu orate, când jurai, uite, măi. Eu n-am de plumb și scriu la Moscova, la Voroșilov, trimite Efimovici, președintele Prezidiumului Sovietului Suprem. Cine dreptăți fac? Ce fac aceia în sat? Am scris o scrisoare din armată, m-a trimis în Azerbaijan, așa, în localitatea asta, Astara, pe graniță, operator, clasa 2, 3, pașa 2, trebuie spre, da, să susține zemlea 3. Și când vine o comisie la Pătrăuci, era Chișcă, erau ăștia, eu scoterat că leagă de gât pentru asta. Și când o întâlnea pe mama, spune, Viroane, că așa era supranumele mamei, Viroane, lasă că vine mintiosul și ăla tău. Adică eu, mintiosul, mintiosul, am vrut ca să scot dreptate și dreptate, unii caut dreptate, oameni, mai ales în regimul comunist. De odios și așa mai departe. Lasă că vine el. Și mi-a scrie mamă, măi Iuță, măi, tu să știi că ești stongul în călcate stinghită. De-abia aștept să vii din armată. Eu, o leacă mai deșert ca tine, scrie scrisoarea lui ministrul apărării, să-mi dea drumul mie în luna la sfârșitul iulie și nu fac 3 ani și da, dar 2 ani și mi-au fost. Să mă elibereze extemporal din armată. Se reușesc să dau examen la universitate, care în examen începeau 2-3 august, dar ordinul de eliberare, de mobilizare, se făcea în 6 septembrie, pierdeam un an. Aia am scris că s-o reușesc să vede și cu cășuri, dar cum să... Și-a venit în batalion la maior România, scrisoare. Și eu s-o uite la mine, zic, mă, gândesc, ce uite omul ăsta la mine? Tu faci așa cu deștul. În limba răspunde, tu hitri românceac, tu ești un român hitru. Tu nu vrei să faci 3 ani, tu vrei să cam nu te duci la universitate cum... Zic, nu, tovarășu, așa, i-am dat onorul frumos, așa, eu da, lasă că noi trimitem în Baku și să dai examen, o să te vedem, te-ai pregătit, nu umblatul să înțeles statul sovietic, ci, bă, și mi-am făcut toate hârtile, m-am dus în Baku, făcut comisie temporală, 2 azerbejani, cred că aveau grade, știți, și rusaică era în fruntea lor, adică conducea. Și le-am arătat că eu, uite, așa și așa, și se dau. Și am dat 3 grani. Istoria franceză, limba și literatura română, că limba moldovenească, așa numită, aceea în limbile, nu, zic că nu știm aici. Și să știți, mă, oameni buni, că am avut noroc. Ea mă întreabă, de unde ești, mă, ta? Nu ești cumva din Pribaltic, că ai accent, nu e ca accent, zice. Dar colarea pielii, cam nu sunt am sfiul de pe cășe cu ochii, cam așa, hai bun, iată. Și, hai bun, și am sunat acele 3 examene, dar era problemă și noții să-mi pune. O problemă foarte serioasă. Și aici de 2,
Din etnia azerbaijană vorbeam limba lor, dar eu și știam limba lor, că e musulmani, vorbeam limba lor. Și eu vorbit, nu știu. Și ea spune, zice, ai dat, m-a dat un patru, spune ea, rusoaică aceea. Nu era tare frumos, eu așteptam cu rusoaică frumos, aceea era o bășitură. Hai bun. Și, ce noți să-i punem? Eu sucut că el vitesc că vorbește cam cu accent, dar unul dintre ei spune ce, hai, spunem la vot, că erau trei. Ei votează pe nota 10, cum ar fi la zi, pe nota 5, și eu am dat examen pe 4-5, toate examenele, și am plecat. Și când ajung la universitate, am vrut la istorie, n-au vrut să mă primească la istorie. Era mare concurs și când au deschis plicul, au văzut că foarte multe, astea, mulțumire am avut din parte, fotografiat sub drapel unității și că mama spune așa, măi copii, noi am venit acasă, dar suntem putând întrebări, că noi suntem pătați chipului, că suntem dușmani și nu știu ce acolo. Bun. Și toți frații mei, în Partidul Comunist n-am intrat, astăzi nici într-un Partid Comunist și în general o viață întreagă, mama spune, partidele astăzi sunt, mâine nu mai sunt, dar Dumnezeu e veșnic. Și să vă rugați, să lucrați cestiți, vă câștigați pâinea, așa. Ei, și-am învățat la facultate, așa, și-am terminat, după ce am terminat, eu n-am învățat, am mâncat carne, că eu aveam nevoie de bursă, bursă majorată, de acasă n-aveau cu ce mă ajută, ne-au distrus complet, complet ne-au distrus, așa. Și-am învățat și, după asta, rectorul a observat, când s-a pus problemă cu oricine că a plecat la Chișinău, era un bun specialist. Și când s-a pus, hai, să luăm la un an de zile pe Ilie Popescu. Din câți absolvenți am avut un an de zile, parcă Ilie ăsta Popescu, parcă ar face față cerințelor lui liceu. Și am predat la Copca franceză, educația fizică și mai nu știu acum, îi trebuia o profesoră. Așa. Și rectorul ale USCHI polonies, și el era comunist, dar ei polonii tot au avut cam un dinti pe piruș. Așa. Și el tare a ținut la mine, și spune, tu nu te bucura tare, noi vrei să vedem într-un an zile, ești capabil să ții cursurile teoretice și practice? Și nu, n-ai să poți, nu te trimiteam acolo, la un moment dat, profesor, să zicem așa. Dar, într-o școală și vei lucra. Eu vă spun sincer, așa de tare mă pregăteam de lixă și peste un an de zile, rectul zice, hai să lucrezi, ia temă în disertație. Și n-am vrut să iau o temă ideologică, dar luat terminologie, plantelor medicinale, regiunea Cernăuță. Niciun fel de politică. Să-i explic originea, procedei de formare, de formare, așa, și-am făcut doctoratul. Alte probleme, nu vrea nimeni să mă consulte la Chișinău, să te iau de mine ca dracului de mâini, dar nu ținem de ce. Și spunem, suntem ocupați, tovarăși Popescu, suntem ocupați, iertați-ne. Băi, zic, eu fac disertație, eu o fac, voi nu mă puneți pe copertă ca eu să trec mai ușor. Băgați seama că eu sunt român și încă nu sunt membru de partid, voi mă înțelege? Da, da, păr. N-au vrut. Am făcut disertație, băi, dacă așa dau lucrurile, hai, am trecut la Cernăuță, ucrainenii nu m-au împiedicat, bravo lor. La Chișinău acolo s-au găsit unul vigilent politic. Și când s-au dat la disertația mea, eu n-am făcut trimiții la Marx, la clasici marxism-leninism, Lenin, Marx, Engels, Lenin, așa. Și-o ridicat, zice, ca, spune și, tovarăși Popescu, unde sunt clasici marxism-leninism? Da, și eu am făcut o gafă în viața mea și îmi pare rău. Am trecut-o ca cu băsul bătă. Eu mi-a fost rușine să vorb pe Marx și Engels în Burieni. Și mi-a trebuit mie asta să spun. Și aici este colegii mei care liceam literatură, da? Uite așa au făcut ei, psalmanii. Băi, Ilie, băi, dă păi... Și ăsta spune, mă, nu-ți dai seama unde afle? Era acolo, trebuie să-mi dea mie drumul și s-a găsit Puriș Mihail. Mihail, și spune, stați, mă, ta ești istoric, că așa era în Consiliul Mare. Ei spuneau rășurile. Și stați, că cuvântul Budureanu și Plantu, sinonim. Mă, tale, nu ești specialist. Hai, pun la vot. Și eu votat cu un vot în plus, mi-a dat drumul la așa. Și când acolo, secretarul, ce, trebuie apăsat, secretarul Consiliului Mare, era ucrainean, tot om de treabă. Și m-am dus la el acasă și am spus, eu te rog frumos, când mi-ai prezentat
în fața Consiliului. Nu! Treci peste două cuvinte care erau în limba rusă, trebuie să prezent. Treci peste cuvânt român, că la Chișinău era o problemă, știți dumneavoastră istoria cu Basarabia, așa? Am închis telebă, religia nu mea. Și să nu spui că eu sunt bezpartine, fără de partid. Mă înțelegi? Te rog frumos. I-am dus eu cu un coleac, aia este frumos. El m-a uitat, mi-a uitat, frumos. Și eu stau pe primul rând, 21 de ani. Și el când iese la primul, mi s-a părut cel mai tare, a spus român, fără de partid. Eu spus, na, ce-o bună, s-a dus. Coleacul meu, pe apă sâmbătă. Bun. Și când am prins, am văzut treaba, am luat asta plantelor medicinale, în culori. 147 de plante și am luat atlasul de la tribună și i-a dat domnul în zală. Toți aceștia savanți, academicieni, doctori, aveau mișcuna de boli. Și nu vreau să tratez cu ce? Cu pastile din chimicate. Să uite, eu acolo propuneam vindicarea bolilor cu ce? Cu plante. Și asta e natural și bine. Și eu vorbeam la tribună, de-ai unul, dați-mi, și toți își copiau și fiecare avea știrea bolului. Și eu am terminat și se pune întrebarea. Hai, aveți să întrebări? Nici o întrebare! Să ridic un rusul, boșe, Andrei Timur. Stați, bă, vă nu prea tare laudați cu toată acesta. Asta că eu am dispus ceva. Era Rusia, boșul, ca mine, lui Andrei Timur. Așa. El, să nu credeți că e un gen, no, el, sub conducerea noastră, a făcut disertația și l-am ajutat. O misiune cu un alt către să primă. Nu am trecut, n-am vrut să spun nimic. Au votat unanim, mi-a dat diplomă și nu am primit diplomă peste 4 zile. Eu prins pe toți șarlatanii și ei, mai ales din Caucaz și din alte părți, că se duceau cu mașinile și cu dolari, cu mii și cumpărau diplomele. Eu am primit diplomă și primul s-a închis pe 2 ani zile și au contrat toată Uniunea Sovietică. Și aici am avut un noroc. Și așa treptat am început să scriu și am scris în viața mea circa 400 de lucrări. Țumpana mea au ieșit 400 de lucrări. Care? Articoli în dialectologie, frazeologie, lexicologie, stilistică, critică literară, religie, în toate domeniile am scris. Și așa e. Nu mă prea observau. Dar uite acolo la Moscova, la Academie, mă stai, bă, prin internet, eu știu că eu n-am internet, nu lucrează, că eu nu știam. Eram un rab, un sclav al cuvântului. Și nu mă gândea nici la o slavă, la nimica. Și m-am inclus în enciclopedie. Și acolo, deci, savant a venit și a spus, măi, oameni buni, nu sunt mare savant, lăsați-mă în pași. Eu sunt muncitor, filolog și mai departe. Și până prezent m-am spus că am mai scris și 33 de cărți și această carte este ultima, așa, nu știu în ce măsură, s-au grăbit să o facă. Și am spus că eu mă duc la Suceava și acolo stai prezentate cărții mei și au decât să spune cuvinte frumoase la adresa mea, frumos. Și s-au grăbit și a făcut greșeli de alea încorectat, frumos aici. Și aici părți și le-am dat o denumire care mi-a făcut observația acolo, așa, semnificația denotativă și conotativă a terminologiei somatici. Că soma în limba greacă înseamnă trup. Spune, bă, zi, băi, băi, limba, băi, și cu tine, bă, dar tu cartea scrii pentru cine, bă, pentru noi? Tu scrii pentru muritori, aia e bun. Și am schimbat, în toate aia vă uite, trebuie să înțeleagă lumea. Deci, aici, în paranteze, sensul inițial, originea și funcția stilistică a denumirilor părților corpului luminesc. Cred că e clar pentru toată lumea. În ce măsură eu am scris o carte și critica o să spună, m-or critica, mă-i faci când aud, dacă m-or lauda, nu-i ciuri ureche, ca să urmă bine. Așa. Și iată, pe scurt, așa, eu să vă spun un lucru. Când am ieșit din Surghiun, mama plâns și a spus, n-am cu ce vă hrăni, îmbrăca și purta la școală. Și eu cel mai deștept, cel mai mincios, cum spuneam, eu aștepta să vii să mă strângă decât, a spus, eu mă duc să fiu argat. Și am fost argat 3 ani, nu mi-a fost tare bine, că am fugit până la urmă, în discuții și mă duc camișuică. Iată acolo, ca să aduc ce era, spune lumea, o firmă. Așa, el era mai de treabă, dar așa era o viperă.
și nu am dat de mâncat și câteva lingări mai de chisteac și o bucăță de pâine și apoi mai greu. Și iată, despre tragedia familiei și așa mai departe, dar cea mai strașnică carte, asta e pentru frați și scris despre frații mei, mama și altul bun român, da. Dar am scris o carte, Steaua Vieță. Acolo am scris și scrisorile. Am avut noroc și am învățat, eram trecut în anul 5, la facultate, și m-au trimis la Sinaia, am câștigat concursul, a fost o închetă și am completat-o perfect. Și am câștigat și am plecat la cursul la Sinaia și acolo erau studenți din 26 de țări ale toate continentele. Și aici era scris URSS, nu era scris că eu sunt român de fronte. Și eu limba română nu știam perfect. Și veneau la mine studenți care se învețe. Și am primit scrisori din Anglia, de la Denis Deletant, din America, de la Ferguson, din Germania Federală. Am primit de la Gans Zimmer, deși el m-a temut că avea o mută de fascist. Zic, băi, ăsta-i fascist, precis. M-am prescris o. Și americanul scrie, dar nu trebuia să scrie, dar aia scrie. La cursul acesta la Sinaia, cel mai frumos student și cel mai deștept ai fost Matale, domnului, dar eu acolo am spus că eu nu sunt domn, eu sunt tovarăș, lasă băi, în Europa e Matale și domn, dar hai că voi acolo ești tovarăș, lasă fii tovarăș. Așa, frumos. Și din Anglia, și așa mai departe. Și dar m-am temut de securitate, de KGB, și am vrut, am purtat corespondență cu dânsul. Și nu știu, pot să-mi fac observație. Nu cumva printre rândurile cele, mă, tu, voi vorbiți, tu te-ai făcut spion, acolo precis, te-au la Moscova. Și m-am purtat frumos, foarte frumos. Și la Moscova, unul așa micuț, cel mai etar, nu știu, cred că era de la securitate, am făcut doar de seamă. Și nu m-am ajuns până, a spus, ești liber, am scris, m-am mișcat, și numai până la ușă am ajuns. Veniți, tovarăși Popescu, întoarce-te. Eu, pașa și ea de la ușă până la masa lui, eram să mor de frică. Și m-am gândit, măi, n-am făcut nicio gafă politică, unul. N-am făcut, nu vreau să spun cuvântul șor, că ele erau frumoase, erau îndrăgășite în mine, că pot să leagă frumușor, hai să zicem așa. Și ea erau pe asta la mine, așa. Și eu mă gândeam, eu tot nu mă, și ce gândi, eu nu eram bătuc, mă, erau frumoase, hai, știu așa. Dar tot mă gândeam, așa, și-o să fost la muscul, cum e central. Bă, hai să trec. Și el a spus așa, prima frază a spus, te-ai purtat foarte frumos la cursurile internaționale de la Sinaia, prima ocazie te facem laborant la catedră. Oameni buni, am făcut conferința. Și am lucrat o viață 44 de ani și nu, imposibil. Și cine vrea să citească, ea e prima ediție ca asta, nu, să iei să citească, să vadă prin câte poate trece un om pe lumea aceasta. Și cartea Aniță Nadejcudna începe cu această frază, prin câte poate trece un om. Și mă tot eu, nu doar m-a întrebat, cum a suferit familia noastră și cum a suferit. Și eu le-am spus. Le-am spus așa, clar, deci, primul rând, credința în Dumnezeu. Se rugau tot și plângeau și mai ales femeile sentimentale. Bine, femeile acestea, izvorul vieții pe pământ sunt toate aspecte. Și, să vedeți, a, doi, puterea fizică a românului, dragoste de limbă, de tradiție, așa. Când se rugau ucenicii lui Hristos, se cutremura pământul sub picioarele lor. Când se rugau mamele cu mâinile spre cer, plângând, se cutremura cerul. Vox populi, vox dei. Vocea poporului era și vocea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru atenție. În 2010 noi am avut un președinte. M-am gândit așa să facem o societate. Au fost multe societăți. Și am făcut societatea Golgota. Ideea a fost a mea, simbolica a fost a mea, tot frumos așa. Și a condus un absolvent de meu care lucra la arhivă, așa. Și cum a lucrat, dar în 2010 m-a susținut și patrocenii, în primul rând, și alții, și am făcut societate, am făcut statutul și am făcut 39 de filiale, peste 400 de membri.
Unii sunt mai activi, sunt mai puțini. Acum nu preactivăm, că avem război, bai de capul nostru acolo. Iată, așa. Și-am hotărât eu, m-am gândit așa, dacă Dumnezeu nu m-a lăsat să mor de foame acolo, trebuie să fac ceva frumos. Și mi-am să aminte de vorbele Maicii Tereza, care a spus, hai să facem ceva frumos pentru Dumnezeu. Crucea care ne-a ridicat, nouă cruce ne-a ridicat eu din banii mei și ajutat parțial, românii am scris și nu au trimis bani, da, bravo, domnule, profesor, dar nu te am ajutat, pardon, frumos. Și am scos, am ridicat vreo 26 din materiale și cărți am scris din portal numele și despre patrocenie și despre alții, așa, și am scos carte și prima, cuștorul Cosmii, el ucranian, de un adevărat român, m-a ajutat prima dintre și el ce l-am acomodit câțiva în urmă, să fie să ușoară, și am scos și să dau. Și aici m-a adăugat un capitol, sfârșitul codului topor, că acolo în epoca comunistă erau triunghiul operativ. Trei comunii semnau că tu ești dușmanul poporului. Și veneau, cere să o noaptea, băi, sunt așa de puțin și așa vă trimit voi din noi ăștia, gospodari, noaptea ne ești, să fie rușine, nu vreau să... Nu, noapte, și nu va veni. Tot să trimit din noi. Și iată, acum nu prelucrăm, vă spun. Așa. Și iată, domnii vicepreședinte, așa, din sat, și încă în gând, prin toate acei comuniști care e străga, trăiască în Sovietică, am un trăiască România mare. Băi, stai, băi, era un... S-a făcut că nu e de unii. Că nu e de unii. Așa, trebuie bine. Iată. Și nu spuneau, o mare parte, nu spuneau că regele este gol. Unii care spuneau că e gol, se alegeau cu Siberia, închisorile, cei ce spuneau că nu e gol, adică erau conformiști, erau puțin. Și alte parte, așa, erau care tăceau și duceau durerea aceasta în inimă și suportau necazurile. Așa era perioada aceea. Așa, toate au trecut ce val ca valul trece, iată, și am avut un noroc mare, s-a prăbușit comunismul, societatea aceasta funcționează și noi acolo suntem pe baricade, ne luptăm să păstrăm limba. Un popor, când își pierde limba, pierde integritate, pierde totul. Și nu odată, repetat, am spus, dacă ar fi să moară toate națiunile planetă aceasta, noi românii murim ultimii. Mulțumim, domnule Popescu. Cred că putem să facem o plecăciune în fața dumneavoastră. Putem spune că din expunerea Dumnezeiei sale, rez două idei esențiale. Și ambele sunt legate de credință. Credința în Dumnezeu și credința față de neam. Iată că, poate nu întâmplător, la acest eveniment avem și preacuvioase maici de la Sfânta Mănăstire Voroneț cu Maica Stareță. Îi mulțumim doamnei Gabriela Platon că este aici, Maicii Stareță Gabriela Platon că este aici, alături de Monahie Irena Simeonovici. De asemenea, mulțumim părinților Ciopu și Vârlan, pentru că, de asemenea, prieteni apropiați ai bibliotecii, de multe ori sunt alături de noi, cu gândul, cu fapta și chiar și în public și chiar și ca invitați. Așadar, revenind la domnul Ilie Popescu, putem spune că, da, este un simbol românesc din nordul Bucovinei, a reprezentat și reprezintă în continuare un reper pentru ceea ce înseamnă neamul nostru și poate că, de multe ori, din păcate, noi cei de aici, adică dintre granițele actuale ale României, nu trăim atât de intens cum trăiesc cei din afara granițelor, din ținuturile istorice. Mulțumim încă o dată, oricând cu tot dragul, vă mai așteptăm la Biblioteca Bucovinei și cred că acum, pe final, și partea de socializare își are rolul său, fiindcă, din păcate, după cum se vede în ultima perioadă, datorită pandemiei, datorită conflictului militar, aceste întâlniri sunt foarte rare.
Doamna Eleonora, înțeleg că mai aveți ceva de completat, vă rog. Vroiam să vă spun doar faptul că eu că astăzi am văzut, avea și eu cartea respectivă, dumneavoastră a scos-o cu 5 zile înainte de a veni aici și nu ne-am întâlnit. Deci, fosta carte, așa, omul e un miracol al miracolilor, eu deja am prezentat-o în ziarele noastre, vorba de Gazeta de Herța, care este, practic avem Monitorul Bucovinean și Gazeta de Herța, unicele două ziare românești care ne-au rămas, Zorile Bucovine, Libertatea Cuvântului și celelalte apar doar online. Deci eu voi face o prezentare și acum vreau domnul Gabriel Cărăbuș să vă las aici câteva ziare și fotografii de la întâlnirile noastre când ați avut ocazia ca să fiți, să vi le înmâneți și să le aveți ca amintire. Doamnei Alice, eu i-am înmânat ce trebuie pentru bibliotecă și vreau doamnelor profesoare, dacă sunt ale copiilor de aici, să vă las recreația mare. Vă rog să veniți aici dacă este cineva. Este. Da, pentru copii, așa, și câte o carte. Sunteți două profesoare, sunteți una aici. Da? Da. Deci, transmiteți la școlile de la să înțeleg că sunteți două instituții aici, da? Aceeași, da? Recreația mare, va să zic, pentru copiii dumneavoastră și omul e un miracol al miracolelor, ca să o aveți drept amintire și, totodată, revista Prichindeii, să nu vă uitați că este, că sunt lucruri minunate, este revistă pentru copiii de Nordul Bucovinei. Totodată, țin să vă mulțumesc frumos și mă bucur că o revăd pe doamna Elena, maica de la Voroneț, cândva a fost profesoară la Pătrăuții de Sus, ați recunoscut-o, domn profesor, doamna Elena, și pentru dumneavoastră carte, Recreația Mare și revista, și vă mulțumesc frumos, poate doriți să spuneți, domnul Gabriel, poate dorește să spună maica un cuvânt aici. Noi am fost de atâtea ori la Voroneț, în pelerinajele noastre, și maica Elena, care este și un ghid minunat, care ne-a dăruit și cărțile ei, așa, de fiecare dată, a rămas minunat, aș spune eu, impresionată că am ajuns noi am ajuns până la pandemie, bineînțeles că acolo, dar slavă Domnului că sperăm că ne vom mai întâlni, chiar dacă suntem într-o perioadă foarte grea, vă rugăm să ne credeți. Am luat prin surprindere în toate privințele. E cutremurător ce am ascultat astăzi aici. Numele de Ilie Popescu l-auzisem. Nu auzisem prilejul să-l ascult, noi văzusem cărțile și am ajuns la concluzia, pentru a nu știu câte oară, că Bunul Dumnezeu, în generozitatea Sa, nu creează prin oameni. Un astfel de om este o comoară. Pentru locul unde trăiește, pentru românii de acolo, pentru noi care suntem aici. Și prezența Domnului Sare aici este o adevărată sărbătoare. Mă bucur că doamna Eleonora și-a amintit de mine. Mi-e vechi cunoscută și mie de la Voroneț, de scrierile domniei sale, și păstrez o amintire frumoasă și a celor profesori de la școala unde eu, ca profesor, am predat limba română. O spuneau domniile ora, o spuneau că ne citește în loc de predă. M-am dus fără cărți și spuneam ce știam eu, n-aveam cartea cu mine. Era acolo întâlnirea cu copiii de la Pătrăuți, o adevărată sărbătoare. Și în fiecare seară eram poftită la o casă a unui profesor, a unui învățător. M-am dus să văd cimitirul lor și am văzut acolo și cimitirul unei mame, unei profesoare, care dorea ca la capul ei să crească un tei, să-și aducă aminte de Eminescu. Sunt lucruri pe care nu le pot uita și când vin din partea cealaltă români sau când merg eu la Cernăuți, și pentru mine e o adevărată sărbătoare să merg, să-l duc o carte, să vorbim românește, să ne bucurăm și să mulțumim lui Dumnezeu încât ne aflăm, că se poate și mai rău. Știm noi, suntem oameni și știm ce se mai poate întâmpla. Am venit cu maica stariță, ieșind de la slujba noastră, astăzi maicuța noastră stariță are 90 de ani, am făcut parastas la mormânt, am făcut pârghie mare și am venit fuga să ajungem și noi aici și ne bucurăm că am ajuns și ne-am văzut. Să ne îndrăjduim că ne vom mai vedea noi cei de la Suceava aici, cu domniile voastre acolo, să ne vedem cu inimă bună și sănătate. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru că v-ați întâlnit într-adevăr, mi-ați făcut o surpriză și de câte ori veniți la Cernăuți și v-am văzut și dacă știam, eu am adunat ziarele unde am scris despre întâlnirile astea, despre Voroneț, despre pelerinajele noastre, dar când ajungem la Voroneț, sperăm să ajungem, totuși ne va ajuta Dumnezeu chiar și în perioada asta, o să vi le duc neapărat maică stareță pregăciunile noastre și mulțumim frumos. Vreau să-l aplaudați aici, este un om în sala asta, originar din Iordănești, din noștri, de acolo, de dincolo.
octogenar și el, autor de cărți, a fost la Pătrăuții de Jos împreună cu domnul Gabriel Cărăbuș, domnul Ovidiu Vintilă, nu știu, ați fost atunci sau n-ați fost, cine a mai fost la Pătrăuții de Jos, domnul Ciprian Bojescu este aici în sală, uitați-vă și ne bucurăm că l-am revăzut. Vine de acolo tot, de pe Valea Siretului, de unde venim și noi, un sat învecinat, și ne bucurăm că v-am revăzut astăzi și citim ceea ce ați scris dumneavoastră atât de frumos și de sensibil despre patria dumneavoastră și spuneați cândva că veniți la Iordănești, vă încărcați bateriile și reveniți din nou la Suceava, unde sunteți stabilit cu traiul de atâția ani de zile și azi ne bucurăm că ați venit. Și ieri l-am întrebat pe domnul Cărăbuș și mi-a scris într-un singur cuvânt, invitat, dacă sunteți invitat dumneavoastră. De asemenea, mulțumim doamne Alice Niculică, mulțumim domnului Ovidiu Vintilă, doamne Elena Pindelei, care este aici prezentă, care mai sunt aici și bineînțeles că stă și scrie aici de când a venit doamna Doina Cernica, prezentă la toate manifestările noastre de la Cernăuți și așa de frumos ați spus ieri sau la altă ieri pe internet, dacă vine domnul Ilie Popescu la biblioteca din Suceava, cum să nu ne ducem, așa în felul ăsta a spus, cum să nu ne ducem să-l vedem, să ne întâlnim. Vă mulțumim, dragii noștri, dacă mai sunt în sală cineva și l-am numit domnul Doru Olenici, care este de la Rădăuți și care va pleca cu noi la Pitești, fiindcă ne cunoaștem de la conferința aceea și mulțumim oamenilor de bună credință. Și ca să nu mai vă rețin mult copii, mulțumim vouă. Generații tinere care sunteți aici, noi am trecut prin multe greutăți, mai ales uitați-vă dumnealui care ați auzit astăzi, eu cred că ceva ați luat dintre aceea și să țineți minte că totul ceea ce aveți astăzi s-a clădit pe aceea ce a fost cândva bun și frumos și să dea Dumnezeu să aveți parte și copilărie fericită, să nu fiți ca copiii cei din partea Ucrainei unde școlile au fost bombardate, să aveți parte de pace și sănătate și mulțumim frumos cu ocazia aceasta dumneavoastră, tuturor românilor, României întregi, că ne-ați ajutat de pe 24 februarie și până astăzi ne-ați ajutat cu ajutoarele umanitare, ați primit atâția refugiați. Vă cerem iertare dacă poate unii v-au creat anumite incomodități, că nu-i pădure fără uscături, dar România este prima țară care a sărit în ajutorul nostru când am nimerit în această, nici nu ne-am așteptat în nenorocirea aceasta care a dat peste noi și care cu păreri de rău continuă, dar sperăm că se va termina. Să vă rugați la Bunul Dumnezeu și dumneavoastră, mulți stimatele noastre maici și toată lumea, că dacă nu poți spune, că dacă nu poți ajuta omul într-un alt fel, roagă-te măcar pentru el să se termine războiul și să vină pacea mult dorită pe pământ. Pace și sănătate, pace în Ucraina, în România, în Europa, în lumea întreagă. Dumnezeu să vă ajute și să vă binecuvinteze pe toți. Mulțumim frumos! A fost vorba de mulțumiri, trebuie și să vorbim de doamna Doina Cernica, să-i mulțumim și Danielei Micuțariu pentru că poate vrea domnul a vorbit, a fost astăzi aici alături de noi. În continuare știu că mai vor câteva persoane să transmită câte un scurt salut și mă refer acum la maica stareță Gabriela Platon și la doamna Ienache. Știu că, fiindcă tot rădăcinile doamnei Ienache, toți sunt legate de zona nordului Bucovinei și, bineînțeles, și domnul Lucian Bojescu. Ciprian. Acum, Ciprian, îmi cer scuze. Acum, ordinea, domnul Bojescu, dacă mă rog, respectăm vârsta. Nu știu dacă... Cuvinte. Mă bucur să fiu azi în asemenea conjunctură și mai ales că în sală sunt uitați-vă, consăteanul meu, domnul Ilie Popescu, suntem de aceeași vârstă, dumnealui din Pătrăuți, de sus, eu din Iordănești, câteva kilometri. Așa, și încep să mă laud cu 15 zile mai în vârstă ca domnul Popescu, deci trebuie să-mi zică băriță. Da. Ca glumă, știu prin ce a trecut consătenii mei din Storojneț, Cernăuți și orașele care sunt acolo, știu ce înseamnă să fii refugiat, știu ce înseamnă să nu ai ce mânca și ce îmbrăca și cum a fost luați săracii noștri români și duși prin neagra străinătate. Bun, și noi și părinții mei am fost refugiați de două ori, odată în 40 și odată în 44, așa am ajuns și în Banat înapoi. Și am făcut front comun, nu mai mergem înapoi, că acolo sunt rușii. Și
Și uitați-vă că aproape rușii vor să mai vină totuși. Poate că nu le ajută cel de sus. Dar știm ce înseamnă să fie refugiat. Fără casă, fără masă, fără nimic, fără haine. Și acum ești tu și ce faci? Este trist, este așa. Domnul Ilie Popescu a înșirat așa frumos toate cazurile. Să știți că sunt foarte adevărate. Numai cine nu știe ce înseamnă refugiat sau n-a fost refugiat, sigur că tratează problemele mai ușor. Eu mă bucur foarte mult că ați reușit acum. Pandemia a fost pandemie, acum e cu problema respectivă. Ați reușit să veniți și vă așteptăm cu drag oricând. Așa, și cu domnul Popescu, când mă duc la Cernăuți, vom mai sta de vorbă și facem împreună câteva cuvinte la o cărțulie. Oricum, eu vă mulțumesc, domnul Bălțin, că și așa timpul este prețios, dar mă bucur foarte mult că am, vreau să spun că sunt și membru al Golgotei. Dumneavoastră ați fost președinte și ați făcut lucruri minunate. Vă mulțumesc și vă urez numai bine și bucurii. Onorată asistență, stimate domnule profesor doctor. Așa. Îmi permite să spun câteva cuvinte. Eu sunt mai bătrân decât dumneavoastră, sunt născut în 37. Am trecut prin al doilea refugiu tot. Tatăl meu a fost grav accidentat în primul război, dar viața i-a ajutat și credința în Dumnezeu să ajungă până la 89 de ani, când cu starea lui de sănătate a reușit să învețe, a reușit să fie un om un intelectual deosebit despre lucru despre care scrie în cartea Familia Dugano Pais, care există la Biblioteca Județeană, și alte cărți ale lui. Am parcurs al doilea război mondial, am plecat în 44, am prins bombardamentul de la Ploiești, unde am stat acolo, am fost martură la trenul cu care am circulat și n-aveam încă 7 ani, când o mamă își plângea copilul care murise în tren și nu dorea să se despartă de el, iar lumea l-a luat pentru că și l-au îngropat într-o cutie, nu știu cine mai știe, de danubiana, de zahăr, cum era pe vremea aia, cubic, și l-a înmormântat în gară. Așa. Am prins toate astea, am prins foamete, am prins, după aceea ne-am stabilit în Banat, unde am fost primiți cum am fost primiți, am fugit că vedeau rușii cu toate bunurile. Mi-aduc aminte și astăzi cum treceau avioanele cu bunurile luate de la românii noștri. Mai știu că eram copil și spuneau părinții, uite că am împușcat-o. Era vorba de doi tineri, atenție, tineri căsătoriți, mergeau într-o căruță și rușii veneau și l-au somat pe acel căruțaș tânăr. Așa să oprească, l-a împușcat, a violat acea tânără femeie și asta au făcut și multe altele, nu pot să spun. Odată poate voi avea ocazia să relatez în fața onoraților domni și așa, deși sunt scrise foarte multe. Tatăl meu, orb fiind, a scris. Familia doamna Niculis știe și domnul director, știi cine l-a mai cunoscut. Dar vreau să spun că întotdeauna credința în Dumnezeu, cum ne-a spus-o domnul profesor, a fost întotdeauna de la 3 ani. Ne-a imaculat-o și ne-a spus copiii credința în Dumnezeu. Că știam pe părinți, în genunchi spuneam. În 1944, pe 6, spun, sar peste foarte multe lucruri și grave. Era ultimul un Iordan, cum se spune, sau știți ce are bocotează, pe malul pe Sirețel, atunci iernile erau mai grozave, așa, și se făcea o cruce și un loc de pomenire, veneau preoții
veneau călăreții frumos îmbrăcați în straile noastre populare, neștiind că de mâine nu vor mai avea niciun drept sau nu se vor mai bucura de viață. Așa. Și părintele ne-a spus atunci, după toată slujba religioasă, ne-a spus, dragii mei, de astăzi înainte o să vă prezentați tinerii la primărie, că cei care au vârsta, nu știu ce, în fine, și aveau niște documente, vor fi duși în armată. Așa. Au luat părinții aghiazmă, au luat femeile aghiazmă, cu larfe mirochi, în ucioare și în ce aveau ele și mergeau acasă cu capetele aplicate și plângând că ce va mai fi mâine. După cum nici astăzi nu știm ce va mai fi mâine. Pentru că ceea ce s-a întâmplat în 24 februarie, când au anunțat la radio că a fost invazie și ce a fost acolo în Ucraina, nu spun dincoace, că dincoace încă e Bucovina, și nu Bucovina de Nord, ci Nordul Bucovinei. Unii spun în Bucovina de Nord, alții spun că eu dacă m-am născut acolo în Pătrăuți, bunicii mei sunt din Pătrăuți. Așa, eu m-am născut în Cireș, eu pornesc din familia profesorului Dugan, despre care se știe, știe foarte multă lume. Așa, și ei spuneau că... De ce vă plângeți voi și nu știu, în fine, ne-am pregătit, am plecat, refugiu a durat 2 săptămâni al doilea, că și în primul ne-am refugiat în 40, am stat la Ploiești, am prins primul cutremur, de la care mama mea a fost accidentată cu un frate de-al meu, eram 4 copii, însă părinții pe care nu pot să uit tatăl meu și mama și așa, am reușit să venim în 44, deci pe 25 martie, zi de mare sărbătoare, părinții mei și-au făcut cruce, ne-am urcat într-o trăsură, au dat drumul la vite, aveam o casă, eram bogați, de ce să mint, aveam de toate, aveam niște ușuri și celelalte și pădure și mă rog, așa. Și i-au lăsat toți și plângând eu nu-mi dădeam seama că eram un copil, aveam 7 ani neîmpliniți. Am mers la Storojinesc, cu ultimul tren de la Storojinesc, am plecat în lume. Și ne-am prins în aprilie, pe 4, parcă, cu bombardamentul de la Ploiești. Când am ieșit din tren și m-am povestit scena cu acel copil care trebuie să fie înmormântat, că era de acum, nu știu câte zi, pe cale ferată. Așa. Am banat, nu vă mai spun cum a fost, am povestit întâmplarea cu acei tineri care au fost așa și cum ce se întâmpla acolo. Mi-aduc aminte, am să le spun ceva. Dar tatăl meu a scris și a scris și cum a scris el, oricând el a avut, deși n-avea lumina ochilor, avea lumina sufletească care l-a stăpânit până în ultimele 2-3 zile înainte de a muri. În 2005, așa, a murit tata și eu am rămas cea mai bătrân, deci am 85 de ani, spre 86 în dată. Așa, vreau să vă citesc o poezie, una din poeziile care sunt scrise în volumul Melancolii existent la bibliotecă și dacă îmi permite să-l citesc, că nu-i bun. Se cheamă Rugă. Se clatină pământul și din adâncul plânge văzând cum pământenii, bărbați, femei, copii, cad secerați de gloanțe și zac scăldați în sânge, rămân schilozi pe viață cu sutele de mii. Cerescule împărate, la noi în jos privește și varsă asupra noastră dumnezeiescul har. Iar rugăciunea noastră, stăpâne, o primește ca o smerită jertfă pe sfântul tău altar. Zidit ai, Doamne, lumea cu mare înțelepciune, pământului dai roade și omului cuvânt. Dă, Doamne, și împlinește a noastră rugăciune spre a ta mărire în ceruri. Fă pace pe pământ. Iar când sosiva timpul să ne urcăm la tine, cum rânduit ai, Doamne, prin tainicul mormânt, primește-ne, stăpâne, sub bolțele senine spre veșnică odihnă în raiul tău cel sfânt. Poezia este scrisă în 1960, cartea apare în 2002. În fine, asta una din poezii foarte frumoase și foarte de suflet care le-a scris tatăl meu. Numai o clipă să vă arăt o din poșetă.
ceva, dar nu își faci. Tatăl meu, mă iertați, da? Da. Așa, am vrut să arăt asta. Ăștia erau părinții mei, îmbrăcați național. Doi oameni care au conviețuit o viață foarte frumoasă, deși tata era orb. Tata nu ne-a cunoscut pe noi la un moment dat, fiind orb total, la început un ochi, după aceea pe parcurs, ne putem să-și rezolve situația, au orbit de tot. Arătați tinerilor. Da, așa. Costume naționale, așa. Și vreau să vă spun că el a scris cu mâinile lui, noi a scris, s-au adiptat fetelor mele, Simona, care e aici la bibliotecă și Gabriela, care e mai mare, am o fică de 60 de ani și una de 52 de ani. Ca să știți, nepoți și strănepoți. Deci, asta am vrut să vă spun. Ceea ce a spus domnul profesor dr. Ilie Popescu este da, dar eu personal am trecut prin multe. Dumnezeu, eu am fost în deportare, am citit și am cartea 20 de ani în Siberia, scrisă de Anița Nandriș. Da, știu că suntem presați de programul elevilor, îmi cer scuze. Bine, pare rău, dar nu aveți cartea, doamnă. Mulțumim mult, în continuare, maica stareță Gabriela Blanco. Bună ziua, mulțumesc! Aș vrea să scot în evidență, în primul rând, un detaliu foarte interesant. Iată că suntem și în pandemie, post-pandemie, suntem și în război, dar atunci când este voință, se petrec minuni. Nici nu sunt 24 de ore de când m-am văzut cu domnul profesor Ilie Popescu, la Cernăuți. Iată că este posibil, atunci când este voință, ca oamenii să se adune pentru momente speciale. Ieri am pomenit, așa, a fost dusă pe aripi de îngeri, pentru că nu am știut înainte, doar ieri dimineața am aflat că la Cernăuți a fost omagiat un alt mare român care deja a plecat dintre noi, am trecut 40 de zile, poetul și academicianul Vasile Tărâțanu. Ieri, dumnealui ar fi împlinit 77 de ani. Și acolo, doar 20 de români au putut să se adune în centrul Mihai Eminescu, Fundației Mihai Eminescu, unde, bineînțeles, când l-am văzut pe domnul Popescu, domnul profesor, văzut, eu știind articolul doamnei Doina Cernica de pe Facebook despre acest eveniment, zic, da, dumneavoastră sunteți aici, nu la bibliotecă? Zice, nu, mâine la bibliotecă. Deci, iată, azi la Cernăuți, adică ieri la Cernăuți, astăzi aici, chiar și dumnealui a putut să treacă. Dragi copii, dumneavoastră vreau să mă adresez, tineri, sunteți copii, dar tot, toată viața suntem copiii părinților noștri. Pot să spun din prea plinul inimii, de aceasta am vrut să vorbesc, că sunt mândră că această sală este plină. Dar noi suntem români acasă, în țara noastră, în țară, protejați de granițele țării noastre. Pentru românii de la Cernăuți, e mult mai greu să se adune. Și din păcate, pentru că așa e viața, sunt foarte rar tineri la astfel de momente în care sunt evocați oameni valoroși care, trecând prin timpul istoric, au păstrat identitatea de neam și de limbă și de cultură română acolo, la Cernăuți. Și aș vrea să vă mai spun ceva. Sunteți foarte tineri, cred că partea din dumneavoastră chiar vă gândeați, v-ați cutremurat de povestea vieții domnului și încă pe scurt spusă, dar parcă e un gând care zice pe noi nu ne privește. Să nu credeți asta niciodată. Suntem o nație mică, n-am fost niciodată o nație mare, suntem mare înaintea lui Dumnezeu. Suntem valoroși și mari înaintea lui Dumnezeu. Dar, istoricește vorbind, întotdeauna am fost o țărișoară mică. Și să vă mai gândiți la un lucru, meditam odată. Niciodată un animal, oricât de feroce ar fi, nu face atâta urciune de rău altui animal. Animalul feroce atacă doar și mănâncă doar pentru a trăi. Dar nu face urgii.
nu face prăpăd corpului altui animal. Numai omul este îngrozitor. Dacă citim în istorie, iată ce ne-a povestit dumnealui și încă foarte puțin, trebuie să citim cărțile ca să aflăm mai multe. Dacă citim actele martirice, ce s-a petrecut la începutul creștinismului, este îngrozitor ce poate semăna vrăjmașul diavol în mințile oamenilor să facă cui? Altui om. Și, vedeți, avem un exemplu. Uitați-vă la fața lui, l-ați urmărit în timp ce povestea urgii, când el zâmbea și mai introducea și umor. Cum se poate trece prin urgii? Deci să nu vă gândiți, pe noi nu o să trecem prin așa ceva. Niciodată nu știm. Niciodată nu știm ce pot să hotărască alții care cred că au putere și au putere pe lumea aceasta asupra noastră, a celor care suntem mici și neînsemnați. Repet, suntem însemnați și ca nație și ca individ doar înaintea lui Dumnezeu. În rest, v-ați convins și cu politicele și cu toate și cu ce s-a petrecut cu experiențele pe dumneavoastră pe care sunteți încă în timpul școlii. Dar cum au trecut? Cum se poate trece dacă, Doamne ferește, vine o urgie peste viața noastră? Priviți la acest om. Ați înțeles, cred. Numai cu gândul la Dumnezeu. Dacă aveți pe Dumnezeu și dacă vă e bine, puteți nădăjdui că Dumnezeu o să vă ajute să înfloriți și să aduceți mai mult bine omenirii prin realizările domniilor voastre și dacă vă va fi greu, să vă aduceți aminte. Am cunoscut la un moment dat, poate veți mai cunoaște și altă dată, un om care ne-a demonstrat cum se poate trece prin greu. Cu ajutorul Dumnezeu și cu statornicie. Cine sunt eu? Nu trebuie să-mi spună mie altcineva cine sunt eu. Întoarceți-vă în interiorul dumneavoastră și stabiliți-vă pentru tot restul vieții cine sunteți, ce reprezentați și aveți încredere în frățiile voastre. Și cu ajutorul Dumnezeu o să dați mărturie de identitate în viața dumneavoastră. Repet, sunt atât de bucuroasă și chiar mândră, repet, de dumneavoastră că ați avut răbdarea să veniți, sigur că felicitări profesorilor cadrelor didactice care v-au adus aici, dar e și meritul dumneavoastră că ați vrut să stați pe acest scaun și că nu ați ignorat chiar întru totul ce se rostea pe aici, pentru că am privit spre frățile voastre și am văzut că, chiar dacă, repet, poate ni se pare că nu, astea sunt lucruri care nu ne privesc pe noi, ferească Dumnezeu ce pot să hotărească oamenii asupra noastră. Și atunci, ca să fim pregătiți, că zicea un părinte pusnic, când și scrie și în Sfânta Scriptură, când furul este așteptat, când stăpânul se știe că va veni furul, se pregătește și îl întâmpină pe hoț. Așa și dumneavoastră. Nu trăiți doar clipa. Gândiți-vă, pentru că sunteți la o vârstă la care deja vă apropiați de maturitate, să vă construiți puternici în ceea ce sunteți dumneavoastră. Să vă construiți propria identitate și pentru a ne... Nu putem să ne construim artificial. Pentru a ne putea construi și numai din experiențele noastre, ne ajută enorm de mult să luăm la această zidire a ființei noastre, să luăm aminte la exemplele de oameni cu care ne-a fost dat să ne intersectăm. Încă o dată, felicitări că sunteți astăzi aici. Mulțumesc! Doamne, magistrate, vă rog, dați foarte scurt. 3 minute puteți da, să vă duc. Sunt foarte mulți tineri aici și vreau să le relatez este drama unei familii care a fost deportată în Siberia în 1941. Familia din care mă trag eu. Deci au fost deportați în Siberia dintr-un sat de aici, în apropiere de Rătăuz. Crahorodicul de Sud. Au fost deportați în Siberia 8 copii cu mamă și tată, părinților. Ce s-a întâmplat acolo? I-au dus în mijlocul Siberiei, în fundul Siberiei, de bine spus, i-au lăsat pur și simplu în taigaua liberă. Deci acolo ei au săpat bordeni, pământ și acolo au stat. La un moment dat, deci, așa zis și eliberatori, i-au lăsat
fără niciun mijloc de, de subsistență, fără absolut nimic. Deci, din ceea ce trăiau ei, din ce prindeau păsări, știu eu, corozătoare și așa mai departe, ce au mai putut să, să prinde ei pe acolo. La un moment dat, mi-a spus asta mea, avea un copilaș mic, o vârstă fragedă. Acel copil a murit și dacă vă spun ce s-a mai întâmplat cu el, chiar așa este, chiar l-au mâncat. Deci au mâncat acel copil. Deci, dar, deci dar când, când vă spun lucrul ăsta, poate mulți dintre voi nu credeți lucrul ăsta. Dar au fost cazuri, multe cazuri de canibalism. Deci au mâncat acel copil și au murit și alții și tot așa s-a întâmplat cu ei. Deci au mâncat. Pentru că nu aveau ce mânca. Dacă o să citiți Arhipelagul Gulag al lui Solzhenitsyn, acolo o să vedeți ce orori au putut să facă eliberatorii Europei de Est, în Vorkuta, în Siberia și în alte zone. Și acum fac un da. Mulțumesc! Mulțumim! Mulțumim tuturor! Personajul principal al întâlnirii noastre de astăzi merită încă o dată aplauzele noastre și mulțumire! Domnul Gabriel Cărăbuș, toată considerațiunea noastră și tuturor celor prezenți, cei prezenți